La Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani se pregătește scena pentru un festival frumos. Din câte știm, sunt 200 de diplome pregătite. Festivalul Egalității Șanselor, Inimi la Unison. În cadrul acestui eveniment participă și Centrul Europe Direct Botoșani ca partener și vom dori pe parcursul anului 2013, care este și anul european al cetățenilor, să declarăm, am spune, cel puțin 10 botoșeneni buni cetățeni europeni. Și câteva exemple le avem aici. Și am spune ca lista să fie deschisă de o doamnă, doamna Mihaela Mihăiescu, este președinta Asociației Ictis din Botoșani și alături câțiva dintre membrii asociației, o doamnă care a făcut anul trecut, în 2012 și în anul acesta, 2013, câteva campanii pentru drepturile cetățenilor cu dizabilități, care au fost nu numai campanii declarative, ci și campanii care s-au finalizat cu rezultate. Și iată, doamna Mihăiescu a venit și ea în calitate de partener principal al acestui spectacol cu Asociația Ictis și v-am rugat să prezentați cazurile pentru care ați luptat și la care ați reușit. Vă ascultăm. Trei cazuri două mai importante. Dreptul la educație al tinerului Bogdan Apetra din Botoșani, care la 32 de ani rămăsese neșcolarizat, cu toate că intelectul lui era normal. Urmat toate evaluările indicate de lege și campania s-a finalizat cu integrarea școlară a acestuia. Acum este elev clasa 1 și a terminat primul semestru doar cu medii foarte bine. Ce ați făcut pentru această campanie? N-a fost ușor. Nu, a fost o mediatizare online. Am avut susținerea Știri Botoșani. A portalului de știri, de Știri Botoșani, rog. Domnul Florentina Domnică, care a fost personal alături de Bogdan în toate locurile care necesitau evaluarea lui. Și din partea autorităților ați simțit un sprijin până la urmă? Nu prea. Vreau să felicit școala de la Ștefănești, singura unitate de învățământ care a acceptat școlarizarea acestui tânăr. Și cum face tânărul acesta dacă este din Botoșani să urmeze școala la Ștefănești? Cursurile sunt online, în fiecare seară, o oră, două, alături de domnul profesor Puiuș Farhad, urmează cursurile. Cursuri online? Da. Este un caz deosebit și v-am rugat dacă puteți ca să ne relatați și un alt caz. Din câte știu, ați mai intervenit cu succes și în alte situații. Da, este vorba de un copil, se numește Andrei Braha, este din Dorohoi și la împlinirea vârstei de 3 ani îi se asistase dreptul la asistent personal. Campania a început la Târgul ONG, care a avut loc în Botoșani în luna septembrie. Am avut susținerea a 14 ONG-uri, printre care și APC Europe Direct. Acel memoriu semnat alături de cererea
asociației știți făcută în numele minorului. A fost la toate instituțiile abilitate să rezolvă problema. Și conform legislației s-a dovedit că avem dreptate. Și am primit și noi, în calitate de cosemnatare a acelui apel pe care l-ați inițiat dumneavoastră, de la Dorohoi, de la instituțiile abilitate, am primit confirmarea că, într-adevăr, cazul s-a rezolvat. V-am pune o întrebare în final. Există multe drepturi, drepturi pe care le avem generale, drepturi în calitate de cetățeni europeni. Credeți că aceste drepturi se pot realiza fără, de la sine, fără o intervenție din partea cetățenilor, sau cetățenii ar trebui cumva să se și lupte pentru exercitarea acestor drepturi? Din păcate, educația nu atinge cele mai înalte drepte la noi în țară. De aceea, pentru fiecare drept, trebuie luptat. Iar lupta atrage după sine rezultatele. Vreau să vă prezint o membră a asociației Știți, Ana Maria Crețu, de care eu sunt foarte mândră. De ce? O să vă povestească ea. Doamna domnișoara Ana Maria Crețu, vă rugăm să ne spuneți, că suntem curioși. Ce aș putea să vă spun despre mine? Tot timpul mi-am dorit să-mi depășesc condiția și să pot să fac ceva pentru mine și mai mult decât atât pentru cei din jurul meu. Asta m-a determinat să-mi urmez studiile până într-acolo încât să finalizez o facultate și un master. Facultatea și masterul sunt terminate pe domeniul uman. Facultatea este psihopedagogie specială, adică facultatea care se ocupă exact de persoanele cu dizabilități. Poate că pentru faptul că eu sunt o persoană cu dizabilitate și asta m-a determinat odată în plus să mă dedic acestor persoane și să doresc să lucrez cu ele. Momentan fac voluntariat pe sintagma asta și sunt angajată în altă parte pentru că nu s-a găsit încă un post în sistem, dar oricum voluntariatul fac din toată inima și cu tot dragul, exersându-mi mâna de profesionist și venind în sprijinul celor din jurul meu. Vă mulțumim frumos și vă dorim mult succes în activitate. Și...